Bine v-am găsit! Sfârșitul de săptămână ne-a adus mult așteptatele zi de odihnă, iar noi venim cu un grupaj de știri interesante în afara politicii. Numeroase acțiuni, festivaluri și concursuri pentru cei care își iubesc cultura, limba și baștina. La 27 ianuarie, una din cele mai numeroase mișcări obștești din Republică, Uniunea Moldovenilor, a marcat 23 de ani de la fondare. Ecologia, o temă actuală în toate țările lumii. La tema dată la Liceul Teoretic din Bender a fost predată o lecție binar la limbile engleză și moldovenească. Despre sănătate și care este influența iluminării moderne asupra organismului uman. Și pentru început, despre sănătate. Tema influenței luminării moderne asupra organismului uman mereu este actuală. Vederea este ca un mecanism viu. Dacă nu vom avea grijă de ochi, le vom da o încărcătură cu elemente nocive, maladiile cum ar fi cataracta sau distrofie retinei pot apărea mai devreme. Simptomele acestor boli pot fi ostenirea ochilor, prezența nisipului, lăcrimarea, disconfortul. Mai multe detalii la acest subiect aflăm de la colega noastră. Ochiul omului este un mecanism viu care este construit ca orice ceas biologic. A doua jumătate a zilei trebuie predestinată odihnei. Dacă noi continuăm să lucrăm după 9-10 seara, anume aici există cel mai mare pericol pentru ochi. Omul, la general, trebuie să lucreze numai mult de 4 ore la calculator. Noi însă suntem expuși luminării artificiale până seara. De aceea, pauza ar fi foarte binevenită. Totul ce ne înconjoară influențează asupra organismului și în mare parte asupra ochilor. Nu există factori concreți care ar duce la apariția maladiilor. Omenia, odată cu apariția televiziunii, a bătut alarma, spunea că ea este periculoasă pentru ochi. A urmat telefonia mobilă, calculatoarele, totul ce ține de iluminare artificială a organismului uman. Însă cu timpul totul revine la normal. Desigur că există unele riscuri în caz dacă suntem expuși unui surplus de lumină artificială. Parțial, la moment, se vorbește despre influența calculatorului asupra organelor vederii și aici merită atenția distanța. Factorul distanței este unul profilactic. Se consideră că 40 de centimetri este cea mai periculoasă. Dacă este mai mare, pericolul poate fi omis. În caz dacă lucrul la calculator este inevitabil, trebuie de ținut cont de calitatea ecranului, de iluminarea lui, contrastul și diferite detalii, ca ochelarii speciali, care vor putea minimiza această influență negativă. Păstrați distanța. Una optimă de privit la televizor este de 5 metri, iar pentru monitorul calculatorului 80 de centimetri. De reținut că există lentile de corecție pentru citit, care acoperă o distanță de 80 de centimetri, 1 metru, fiind confortabile atât pentru citit cât și pentru calculator. Aceste lentile nu pot fi însă utilizate de vârstnici. Procesul înrăutățirii vederii vine cu vârsta, în pofida faptului a avut persoana contact cu calculatorul sau nu. Primele simptome sunt obosirea ochilor, de parcă simți nisip, lacrimi, disconfort, înroșire, dar cel mai important este dereglarea funcțiilor vederii. O statistică alarmantă la momentul dat în Republica Moldovenească Nistreană nu există, dar potrivit lui Valeriu Novac este remarcat faptul că tot mai des generația tânără și cea mijlocie are miopie. O astfel de maladie ca miopia întinerește. Dacă se dezvoltă la oameni tineri, la 40-50 de ani, la vârsta activă, acestea sunt urmările influenței unei iluminări incorrecte, cum ar fi lămpile cu cuarț, raze ultraviolete, lumina cărora are nuanțe de albastru. La moment, tot mai des sunt procurate lămpile cu LED. Specialiștii spun că ele nu contribuie negativ asupra vederii, oferă o iluminare calitativă și nu consumă multă energie electrică. Ele sunt de 10 ori mai economice ca lămpile simple, nu se încălzesc absolut, în acest sens oferind un termen de exploatare mare a felinarului. Nu au factori negativi cum ar fi mercurul și nu sunt depistate raze ultraviolete. Deci rezultă că totul trebuie să fie echilibrat, atât vizionarea televizorului, navigarea internet, iar lumina în încăpere trebuie să fie calitativă și să nu conțină raze ultraviolete. Și doar atunci sănătatea noastră nu va fi în pericol.
La 27 ianuarie, una din cele mai numeroase mișcări obștești din Republică, Uniunea Moldovenilor, a marcat 23 de ani de la fondare. În această perioadă au fost inițiate și organizate sute de acțiuni, festivaluri, concursuri. Plugușorul, Penița Toamnei, Fluierul Inimii Mele, Biruința din 45 sunt doar unele din ele, la care au participat mii de copii și tineri, cei care își iubesc cultura, limba și baștina. În săptămâna curentă, liderii acestei mișcări obștești s-au adunat la o masă rotundă pentru a face totalurile lui 2015 și a trasa planuri pentru viitor. În această perioadă de timp, mai bine de 600 de moldoveni de variată vârstă, cu un mare entuziasm, s-au încadrat într-un șir de festivaluri, concursuri, acțiuni și proiecte. Timp de 23 de ani, Uniunea Moldovenilor, alături de numeroase organizații obștești, participă activ la viața social-politică a țării. Să fim toți împreună. Iată scopul societății noastre civice, în care sunt uniți pentru o soartă comună, reprezentanți ai mai mult de zeci de naționalități și conform Constituției Republicii noastre, fiecare dintre aceste națiuni are libertate, dezvoltare și drepturi egale. E remarcabil faptul că Lituania e unicul stat nerecunoscut în spațiul post-sovietic, unde este un statut egal în drepturi, unde sunt trei limbi oficiale, moldovenească, ucraineană și rusă. Toți spun că da, nistrenii sunt oameni deosebiți, asta ce sunt deosebiți. Și desigur că noi am avut oaspeți când au venit la noi în ospiție și au interesat cum noi, ce politică este în Republica noastră, ce politică este în cum noi organizații obștești lucrăm și noi ce, cum avem așa succes că poporul nostru este un popor consolidat și este un popor prietenos și trăiește în ca frați și cu surorile într-o societate unită. Da, desigur că asta e, nu e așa de ușor, dar trebuie fi principală politică este că noi trebuie să stimăm unul pe altul, noi trebuie să ne iubim unul pe altul și tot să fie bine. Membrii Uniunii Moldovenilor își iubesc limba, patria și cultura. Festivalul Mărțișor, Hora Toamnei, Cartea e Sufletul meu, Biruința din 45, Penița Toamnei, Aliniere la Drapel sunt doar unele din activitățile organizate în 2015. 2015 e un bogat pentru Uniunea Moldovenilor. Noi am petrecut foarte multe măsuri. Noi am făcut tot posibil ca limba să fie păstrată, limba să fie dezvoltată și eu sper că 2016 o să fie tot un an bogat. Mult contribuie la dezvoltarea limbii și colectivul Catedrei de Filologie Moldovenească a Universității de Stat Nistrenia Taras Șevcenco. Aici sunt organizate conferințe cu participarea savanților filologi din Moldova, Ucraina, Rusia și Nistrenia. Își aduc aportul la munca extraauditorială și reprezentanții laboratorului științific FACLA. La etapa actuală, cei 8 membri lucrează la elaborarea manualului Materna pentru clasa a 8-a. Se planifică în viitorul cel mai apropiat ieșirea de subtipar și a crestomației pentru aceeași clasă, dicționarului ortografic și altor documente importante menite să dezvolte și în continuare limba moldovenească. Dacă vorbim despre instruirea în limba moldovenească, atunci aici ar trebui să facem un accent deosebit la atenția statului față de școlile moldovenești. Din regret, astăzi suntem foarte puțini la număr, însă școlile nu sunt chinse, dar dimpotrivă se contribuie ca școala moldovenească într-adevăr să funcționeze și să funcționeze toate clasele. Dacă vorbim despre programele care au fost anul acesta realizate în sistema de instruire, despre programa prioritate, despre programa alfabetul, școală, eu mă bucur foarte mult că un șef de școli cu instruire în limba moldovenească într-adevăr sunt în această programă și într-adevăr au fost reparate, au fost schimbate geamurile, au fost făcute reparații care nu s-au făcut pe parcurs de 50 de ani. Moldovenii din Slobozia au fost la fel de activi ca și cei din Dubăsari, Râbnița, Bender. Întâlniri cu veteranii Marilor Război pentru apărarea patriei și oamenii de creație. Activitatea colectivilor Mărița, Drăgaica, Altaraflui Caragaș, toate acestea din an în an contribuie la păstrarea tradițiilor naționale. Foarte multe activități s-au petrecut pe parcursul anului, cât pe baza caselor de cultură a raionului, cât și pe baza școlilor, grădinițelor de copii. Toate aceste activități
altoiesc tineretului, altoiesc și altor naționalități care trăiesc, locuiesc pe teritoriul raionului, dragostea față de tradiții, de popor, de grai. Și de aceea suntem mândri că, măcar că suntem puțini noi astăzi moldovenii, dar noi suntem acel popor care ține mult la neamul său, ține mult la tradițiile sale, obiceiurile, datinile. Și de aceea mă mândresc cu toți moldovenii din raionul meu și din toată Republica. A fost menționat și esențialul succes pe care l-a obținut colectivul redacției ziarului Adevărul Nistrean, majorarea numărului de abonați. Noi împreună suntem o echipă strânsă, care avem o mare grijă de neamul nostru și ne străduim ca moldovenii să fie la curent cu toate evenimentele și cu toate tradițiile culturale sau folclorice care au loc la noi Republică. Eu, drept vicepreședinte al Uniunii Moldovenilor, sunt responsabil pentru sectorul, să-i spunem pe vechi, ideologic și am legătură cu mijloacele mass-media a Republicii, pentru că, într-adevăr, populația noastră, cititorii, telespectatorii, radioascultătorii și alte categorii de persoane care utilizează și alte surse electronice de informație, să fie la curent cu toate cele ce se întâmplă aici, la moldovenii din stânga Nistrului. Cartea e Sufletul meu, Penița de aur, Balul steluților și încă multe alte acțiuni, proiecte, concursuri și festivaluri au fost desfășurate în 2015 în raionul Dubăsari. La aceste activități, cu mare plăcere participă nu numai copiii de vârstă preșcolară, elevii, dar și oamenii în etate, care își aduc contribuția la păstrarea comorilor spirituale ale moldovenilor. Deschiderea Centrului Culturii, asta a fost un mare merit la tot activul Uniunii din oraș raion. Eu spun un mare mulțumesc anume la toți cei care ne-au susținut, organizațiile, administrația de stat, desigur, și secția orășenească de învățământ, foarte multă susținere am avut de la dumneavoastră, de la toți colegii din Uniunea Moldovenilor. Cu alte cuvinte, de realizat mai sunt încă multe. La această masă rotundă, reprezentanții Uniunii Moldovenilor din toate raioanele țării au discutat planul de lucru pentru anul curent. La liceul teoretic din Bender a fost predată o lecție binar la limbile engleză și moldovenească. Tema ei a fost ecologia, actuală pentru lumea întreagă. Trecând la noi standarde în domeniul studiilor, din partea învățătorilor este necesară activitate vastă, creativitate, cunoaștere aprofundată a tuturor noutăților în domeniu. Învățătorii din liceul teoretic din Bender, inclusiv de limbă moldovenească, caută mereu noi forme de lucru. La lecția binară a fost studiată tema ecologia, stringentă în timpul nostru. Problemele mediului necesită soluționare internațională. Tema actuală, unde copiii au depistat problemele ecologice în două țări, Marea Britanie și în țara noastră, factorii care au provocat această problemă, și iar principala scop al acestei lecții au fost soluțiile. Ce ar trebui să facă copiii ca să facem noi, fiecare persoană din societate, ca să redresăm situația ecologică lângă casa noastră, pe strada noastră, în orașul nostru și în țara noastră. Plusurile acestor lecții la limbile moldovenească și engleză eu le văd în trei direcții. Colaborarea învățătorilor, când pregătim lecția împreună, noi multe învățăm reciproc, facem schimb de experiență. Pentru copii, lecția este neobișnuită, interesantă și este o motivare pentru învățătură. Ele rămân în memorie și pentru viitor. Și încă vedem cât de multe cuvinte au rădăcina comună. Aceasta îi ajută să învețe mai rapid obiectul, îi stimulează. Dacă vor întâlni un cuvânt nou, ei pot apela la ambele limbi pentru a înțelege sensul. Lecția predată de profesoarele Polina Centoloi și Tatiana Caușan n-a fost doar cognitivă pentru copii și cei prezenți. Pe parcurs au fost demonstrate noi tehnologii, metode de predare a limbilor moldovenească, engleză, o practică de studiere a limbii pe care învățătorii din Republică o vor putea folosi la lecțiile sale. Lecția a fost la un nivel foarte ridicat, o lecție binară, care a discutat problemele actuale, care ne chinuie pe mai mulți. Ecologia este și va fi o problemă care trebuie hotărâtă. Copiii au fost foarte activi,
Învățătorii au fost la un nivel ridicat. M-a satisfăcut foarte mult. Am avut niște emoții fermecătoare. Am văzut o lecție foarte bine, metodic pregătită și petrecută. M-au impresionat elevii, mi-au plăcut învățătorii și pentru fiecare persoană care locuiește pe pământ, ecologia înseamnă viitorul, ecologia înseamnă sănătatea noastră, ecologia înseamnă și perspectiva copiilor noștri. De aceea, așa lecții sunt binevenite. La lecția dată, astăzi am văzut că profesoarele care ne-au arătat lecțiile lor s-au străduit să folosească diferite tehnici, tehnologii, metode de a le dezvolta aceste capacități copiilor, de a dezvolta creativitatea, de a dezvolta și a altoi dragostea față de plai, de a îndemna copilul să creeze, să inventeze, să caute ceva nou. Toată stăruința, toate eforturile, obligațiunile care le poartă profesoarele în fața societății ne-au fost demonstrate astăzi. O lecție binară plus mijloace interactive. La trecerea la standardele de generația a doua, învățătorul e dator să aplice tehnologii computerizate, metoda proiectelor. Ne putem întări cunoștințele în ambele limbi, să ne expunem părerea. Este cognitiv și interesant. E neobișnuit și dificil, căci nu fiecare posedă bine ambele limbi. Poligloții sunt oameni necesari în societate. Eu gândesc că aceasta e cea mai productivă formă de muncă, nu numai pentru clase mari, dar și pentru școlii începătoare și chiar pentru grădinițe. La liceul teoretic din Bender, tradițional, sunt desfășurate astfel de lecții. Au mai fost binare, algebra cu fizica, literatura cu engleza. Prin ele, învățătorii au avut posibilitate să le demonstreze colegilor din Republică inovațiile în predarea diverselor obiecte. Vlad Ioviță s-a născut în satul Cocieri, raionul Dubăsari. A studiat la școala coreografică Vaganov din Leningrad, urmând apoi cursuri superioare de scenaristică la Moscova. Recent, studenții Facultății de Filologie Moldovenească de la Universitatea de Stat Nistreană s-au adunat la o serată pentru a vorbi despre creația acestui om talentat, care și-a dus contribuția nu numai la dezvoltarea cinematografului moldovenesc, dar și a literaturii. Vlad Ioviță este autor de versuri, schițe și novele. Dumnealui a debutat editorial cu volumul de novele Râsul și plânsul vinului. Novelele sale au fost traduse în limbile rusă, germană, slovacă și sunt bine cunoscute nu numai în literatura nistreană, dar și internațională. Studenții Catedrii de la Filologie Moldovenească îi studiază opera și o cunosc. Nu numai cea literară, dar și cea cinematografică. De multe ori, la activitățile noastre, noi vizionăm filmele Dimitrie Cantemir, Se caută un paznic, Fântâna, Piatră, Piatră. Și vreau să zic că ca scriitor îl cunoaștem puțin, dar are niște povestiri, niște novele cu un conținut dur, cu un conținut care ridică probleme ce ne frământă și pe noi astăzi. Are poezii în care trebuie să pătrundem cu mult entuziasm, pentru că poezia pentru el a fost o taină, după cum singur ne spune. Din 1966 începe colaborarea cu studioul cinematografic Moldova Film, semnând scenariul filmului Se caută un paznic. Fântâna a fost filmul documentar montat în 1966, care i-a adus succes, obținând marele premiu și diploma Festivalului Regional de Filme de la Chișinău. El s-a realizat și ca un poet, m-au impresionat foarte mult poeziile lui, care sunt foarte puține. A fost cam greu de găsit poeziile lui, dar am aflat că poeziile lui sunt adunate în trei caiete care se află la Muzeul Literar Mihai Cogălnicianul. Tematica poeziilor lui Vlad Ioviță este variată. Dorul de casă, de mamă, baștină, meleag, rolul poeziei în viața noastră. Are versuri dedicate lui Mihai Eminescu, Ion Creangă și altor clasici. În decursul scurtei sale vieți, a trăit doar 48 de ani,
s-a afirmat ca o personalitate de referință în cinematografie și literatură. Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei cinematografice, a fost distins în anul 1976 cu premiul de stat al Moldovei. În același an i s-a decernat ordinul Insigna de Onoare, iar în 1982 i s-a conferit titlul Maestru Emerit al Artei. Profesorul întrezărește în lucrările tânărului Ioviță aptitudini rare de dramaturg, apreciindu-i primele încercări ca scenarist. În schimb, nu acceptă în calitate de lucrare de curs scenariul literar Dimitrie Cantemir. Dar totuși, în anul 1973, Vlad Ioviță turnează acest film și a fost apreciat cu premiul de stat. Însă profesorul Trauberg n-a reușit să-l vizioneze, deoarece a orbit. Ca scenarist și regizor, el a mai semnat următoarele filme: Durata zilei, Calul, pușcă și nevasta, La porțile satanei, Făt frumos. Tematica inedită, interpretarea originală, subtilă, neorealistă, expresia laconică, sunt doar câteva virtuți artistice și estetice care îl fac pe Ioviță să rămână unul dintre primii cineaști care au ridicat filmul autohton de non-ficțiune la nivel de fenomen artist. Vlad Ioviță a încetat din viață în 1983. În prezent, numele lui îl poartă liceul teoretic din satul de Baștină, Cocieri. Creația lui Vlad Ioviță continuă să fie studiată, deoarece opera dumnealui rămâne a fi actuală și în prezent. Atât pentru astăzi. Cele bune și ne revedem sănătoși săptămâna viitoare. Pe curând!